un topor, motherfucker. Salutare, tubi, sunt Cristi și astăzi o să începem Fallout 3. Iar, și da, zic iar pentru că după cum probabil știți unii dintre voi care sunteți subscriber vechi, am mai început toată acest joc acum mai bine de un an și după aia a fost perioada în care am pierdut HDD-ul, adică nu l-am pierdut, că nu l-am pierdut, s-a stricat și am pierdut tot ce era pe HDD, inclusiv salvarea de la Fallout 3 și câteva hărți de Minecraft. Și după cum, poate știți, poate nu știți, Fallout 3 fiind un joc destul de vechi, nu are Steam Cloud sau cum ai bine să o numi chestia de aia, sincer nu știu cum se numește, Steam Guard, Steam Cloud, habar n-am, acum nu-mi vine. Adică chestia aia care îți permite să, adică nu neapărat îți permite, ci salvează salvările pentru tine, cum ar veni, să zic așa. Să zicem că ție ți se face praf PC-ul sau trebuie să reinstalezi Windows-ul dintr-un oarecare motiv. Reinstalezi Windows-ul și intri pe Steam și ai salvarea, cum au jocurile recente. Ei bine, jocul ăsta n-are, așa că suntem forțați să o luăm de la cap. Așa că aș vrea să vă rog să lăsați un like la acest episod și la următoarele, bineînțeles. Dacă susțineți ele și vreți să vedeți în continuare, de data asta sunt decis să trec până acest joc. Și după cum puteți vedea și voi, 3 iunie 2072. Bun, hai să-i dăm bătaie. A new game. Start a new game. Yes. Ăsta este unul dintre jocurile pe care le-am început mai de mult și vreau să le termin. Și o să-l termin. Și mai sunt câteva. Fallout 3. Și... bineînțeles că primul episod o să fie o leacă mai lung. War. Și probabil și al doilea. War never changes. Since the dawn of humankind, when our ancestors first discovered the killing power of rock and bone, blood has been spilled in the name of everything, from God to justice to simple psychotic rage. In the year 2077, after millennia of armed conflict, the destructive nature of man could sustain itself no longer. The world was plunged into an abyss of nuclear fire and radiation. But it was not, as some had predicted, the end of the world. Instead, the apocalypse was simply the prologue to another bloody chapter of human history. For man had succeeded in destroying the world, but war never changes. In the early days, thousands were spared the horrors of the Holocaust by taking refuge in enormous underground shelters known as vaults. But when they emerged, they had only the hell of the wastes to greet them. All except those in Vault 101. For on that fateful day, when fire rained from the sky, the giant steel door of Vault 101 slid closed and never reopened. It was here you were born. It is here you will die. Because in Vault 101, no one ever enters. And no one ever leaves. Bine știut! Ok, parcă pusesem subtitrările și pentru fazele de genuri. Mă rog, ar fi ca în singurul moment în care apare, să zic așa. De fapt, ar trebui să apară tutarea. Hello! Let's see! Oh, Doamne! Ah, deci tu vrei să zici că tot ce am ales eu era decât era pentru joc? Oh, o să trebuiască să mai lucrez puțin la... setările sonore, hai să vedem. Așa, choose sex. Nu pot să aleg de 2 sau 3 ori pe săptămână. Bine, ok, hai să fim serioși. Boy. Hai că parcă se aude bine.
E băiat. Uhu. Look at you. Look at you. Hi there. And your daddy, little guy. Daddy. You're going to need a name, aren't you? Your mother and I have been talking. What do you think about it? Pot să-mi aleg singurul numele. Știi, ar fi mișto așa când te naști. Îmi amintesc de o fază cu Garcia. Ok, de ce-l cheamă, zicea profesorul Garcia, ok, pe felul nostru ce-l cheamă Garcia Oa Dănuț? A, păi, zice Garcia, păi când s-a născut nu știam cum îl cheamă. Așa că l-am întrebat, bă, cum te cheamă? Și l-a zis Oa. Și-a întrecut numele Oa. Așa, îți dai seama ce nume am avea dacă ne-ar întreba părinții cum să ne numim? Ok, hai să zicem Cristi. Cristi, Cristi. Sau să zic Cristian. Ne, lasă Cristi. Ăla ești. Îh, nu ești chiar așa. Ăsta e fric, ăsta e caucazian, nu? Hispanic, nu. Bă, ăștia au greșit, au lăsat asiaticul cu ochii. Of, caucazian să fie. Ăsta parcă mai arată om, ăsta... What the fuck? Ăsta s-ar mai potrivi la freza mea, dacă... Ne rămânem cu doiul. Customize, bla bla bla, color să fie no blue, dark brown. Asta e tot. Ok, maca. Pot să-mi aleg culoarea părului. De fapt, nu, stai, că ăsta e roșu, ăsta e roșu. De fapt, ia stați așa. Ăsta trebuie să fie albastru. Ok, albastru să fie. Mai mult mov. Nu știu ce naibie e culoarea asta. G. Ar trebui să fie de la green. Ar trebui să fie și el yellow sau ceva. Ok, hai să ieșim să scoatem roșu și îl lăsăm cu freză albastră. De ce? Pentru că îi arată foarte badass, vedeți? Freză albastră și chestii. Știți? Sonic, albastru, chestii, înțelegeți? Mă rog, hai să lăsăm cu albastru. De fapt, albastru e culoarea mea favorită, deci da. Așa, uite, arăta aici. Sex, race, face, hair. Ok. Facial hair. Oh, asta o să fie bună. Rough beard. Holy shit, nigga. Nu pot să aleg altă culoare gen să fie... Rough beard. Ah, fuck the shit. Hairstyle. Hai să fie... Ginger black. Știți? Aș fi făcut părul albastru, dar faptul că nu-mi permite să am părul albastru și barba așa, mă face să merg pe brunete, exact ca mine. Are you sure you want this așa? Da. Ce, doamne, nu, da, 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 vreau, ăsta-i. Oh, da, maxim. Opa. Mie, băi, o mie, frate, cred că ar trebui să înveți numeri. Un an mai târziu. Așa.
Okay. Hello. Oh, da, sunt bun la mers. Listen, kiddo, I know you don't like it when daddy leaves you alone, but I need you to take care of yourself for a minute. You just stay here while daddy runs to his office. You'll be okay, pal. Yuhu. Și tu doar nu crezi că o să aștept aici, nu? Wow. Open the playgate, așa. Ăsta chiar vorbește. Dacă apăsam pe ei, nu puteam să iau chestiile astea. Space, shift. A, Z. Bineînțeles, pentru că Z are mai mult... are... Ok, nu pot să... pentru că Z are perfectă logică, nu? Da, dar mă rog. Hai să mergem la cartea cu You're special, pentru că sunt special. A, aici apăsăm, e bun. S is for strength and this that means I'm strong. I can carry more toys and swing stuff all day long. Ok, deci S de la putere, P de la percepție. A long and funny word, it means what I tasted, smelled, saw and heard. Ok. Asta ar fi bună. E de la endurance, endurance, sunt mult dacă nu vine cu cuvântul endurance. Rezistență oarecum. And that's how long I can play. Really, I'm always ready. Really healthy and have energy all day. Cheers for charisma. It's why people think I'm great. I make my friends all laugh and smile and never want to hate. Știți, în momentul de față, o să mă gândesc la un lucru. Că acum am dat seama, tu în fiecare playthrough la un joc Fallout, Fallout 3 sau Fallout New Vegas, poți să alegi să joci mai multe playthrough, să zic așa, în funcție de ce ți alegi. Ce caractere ți-ai. Și de data asta mă gândeam așa. Fallout 3 o să fie jocul în care nu o să, nu știu cum să zic, o să jucăm așa, o să fim, o să fie arma noastră principală, mă rog, arma de foc normală, nimic neobișnuit, dar o să mergem pe o latură mai ciudată, adică să fim cea genul de good guy. Ceea ce nu prea face nimeni, adică o să ajutăm pe toată lumea, chiar dacă ne convine nouă sau nu. Nu o să fim selfish, o să ajutăm pe toată lumea și o să mergem mai mult pe inteligență, adică, adică o să prefer să rezolv asta pașnic decât prin violență. Deci o să mergem pe carismă și alte de-astea. Bun. O să vedeți voi. Eyes for intelligence, it means I'm really smart, I use my brain for lots of stuff, like science, math and art. Ok, deci inteligență... Nu cred că trebuie să mai explic asta. Agilitate, that's how I get around, I move real fast and easy and I never make a sound. L is for luck and it's simple, you see, it means that good things always happen to me. Bun, deci acum să mă gândesc. O să iau două puncte în carismă, un punct în inteligență, un punct în luck și un punct în agility. Cred că așa o să iau. Sincer, nu știu, aș lua un punct mai puțin în agility și să mai pun unul în inteligență. Da, cred că așa o să fac. All done. Și acum? Now what? Hai mă. Așa. Hello! Ce faci? I want to show you something. Ooh. See that? It was your mother's favorite passage. It's from the Bible. Biblia. Revelation 21:6. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is the first the fountain of the water of life freely. I always loved that. All right, come on. Let's go see if your little friend's mother wants to. Okay. Oof. Hai să ne mișcăm cu amata și mi-aș chestia asta cu mine. Sincer, nu mai țin minte cam ce trebuia să fac pe aici. Ok, bun, hai că e bine. 9 ani mai târziu. Surprise!
Happy birthday, pal. I can't believe you're already 10. I'm so proud of you. If only your Congratulations, young man. I don't have to tell you how special this day is, do I? Down here in Vault 101, when you turn 10, well, tu cine ești? Take on your first official vault responsibilities. So here you are. As overseer, I hereby present to you your very own Pip-Boy 3000. Get used to it. You will be getting okay. A work assignment tomorrow. Ok, avem primul nostru Pip-Boy. Ok, deci toată lumea, ok, deci tab. Și îmi văd Pip-Boy-ul. Ok. Special. Bănuiesc că nu mai pot schimb chestia asta acum. Skills, încă n-am nimic așa. Perks, n-am niciunul. General quest completed 1. Ah, ce am făcut? Am ieșit așa. Robots disabled. Ok. Tab. Uf, o să dureze. Happy birthday. Oh, ia aia mata, deci. Your dad was afraid you were onto us. But I told him not to worry. You're so easy to fool. Yay. Bun, deci ce aș putea să aleg? Am zis că o să mergem pe partea mai drăguță. Bine, mai puțin împotriva băieților răi, să zic așa. Adică împotriva băieților lor, eu o să pot să mă duc cu chestii nesimțite sau așa, pentru că, hei, noi suntem the good guys. Dar asta nu înseamnă să fim chiar dobitoci, cea de genul, dacă vine un tip care nu e considerat chiar unul bun sau un good guy, să-l ajutăm și pe ăla. Dar tipa asta, cred că e considerată good girl, că nu cred că poți să fii good guy, sau poate, mă rog, e tot tip ok, nu e de-aia avea, deci... Mulțumesc că ai făcut asta. Fă o petrecere gozavă. You're welcome. But really, your dad did most of it. I just helped with the decorations and stuff. Hey, I bet you can't guess what I got you for your birthday. Go on, guess. Date with Christine Kendall, what? Ok, deci nu știu cine e Christine Kendall, așa că nu o să mă risc că poate o enervez. Asta este puțin cam jegos din partea mea, așa că n-am nicio idee. Ha, I knew I surprised you. Who's your favorite barbarian? That's right, Grognak, issue 14, and with no missing pages. I found this in a box of my father's old things, believe it or not. Imagine him reading comic books. I guess everybody was 10 once. Ooh. Well, I better let you get back to mingling with your guests. We'll talk later, okay? Happy birthday! Ok, deci am o chestie cu ceva chestie. Happy birthday, Sonny! Ah, nu ești prea cântărez, vorbărez, nu? Nice party. Ok, bănuiesc că ar trebui să vorbesc cu toată lumea. Are you having a nice party? Old Lady Palmer. My, my, my. Seems like only yesterday that your daddy came. Goodness, listen to me ramble. You're waiting for your present, aren't you? Yes, ma'am. Oh, you didn't have to bring me a present, Mr. Mrs. Palmer. I hope you're all having a nice day. Bun, deci, bănuiesc că, din nou, chestia de mijloc. Vă mulțumesc că mi-ați adus ceva. De fapt, nu că vă mulțumesc. N-ar trebui să-mi aduceți ceva. Fiddlesticks. What 10-year-old doesn't like presents? I was 10 once, believe it or not. Acum 500 de ani, cred că ai fost 10 ani. Crowded back then, not like today. So few young people now. But here I am rambling on again, and you listening so politely. Here you go, a nice sweet roll that I baked for you just this morning. And is all for you. No sharing required today. Bun. I hope you appreciate the effort Amara put into this party. She really seems to like you. Să înțeleg că ăsta e tatăl ei, eh? Of course, likes me, I'm a really charming guy. Sincer, aș zice asta, dar aș fi nesimțit. She did a great job, but couldn't you have helped? Oh, asta nu știu dacă aș fi vrut neapărat să... sincer, nu știu, într-o poziție destul de ciudat, amândouă sună puțin mai nesimțit. Mă rog, lasă asta. I do not allow the fact that Amara is my daughter to compromise my position as overseer. I gave her all okay. The appropriate paternal encouragement, of course, but
I could not contribute extra vault resources. That is simply what my position requires. No more, no less. I know Amata understands that perfectly well. Okay. Merci, what the fuck? Și ăla era tortul, eh? Nice pit boy. What is that? Oh, no. Hello. Butch. Ah, lasă-i pe aia, nu mai vorbesc cu el. Ce faci, tată? I'm hungry, and that stupid robot destroyed the cake. Give me that sweet roll you got from old lady Palmer. Ce vrei tu, mă? Wow, cum a prins-o pe asta. Ce față are. Mr. Palmer said I didn't have to share since he's my birthday. How about we share it? Half for me, half for you. That's fair, right? You can have it. I don't even like sitters. Sure, butch. Scuip pe asta. Ok, deci... Tipul ăsta mi-a cerut să-i dau sweet roll, okay, mă rog, rulada. Cred că așa s-ar străduce cel mai bine. Ok, deci doamna Palmer a zis că nu trebuie să împart, pentru că e ziua mea, ce-ar fi să împărțim, poți să ai. Sigur și scuipă pe ăla. Nu ți-l dau, you look hungry, watch your mom drink up a ratio, happens, oh. Se pare că ți-e foame și mai că a băut iară toți banii de mâncare. Sincer, nu știu ce să zic. Nu vreau să fiu un good guy cu tipul ăsta, pentru că tocmai am zis că nu o să fiu cu bad guys. Știți ceva? Las-o, Baltă, nu mai încercăm niciun gimmick. Dacă... vreți să încerc vreun gimmick, atunci lăsați în comentarii. Dar în episodul ăsta... sure, butch. Ok, cred că o să scuip pe ăsta și ia-l. Da, oh, ok. Okay, don't worry about me, I'm not scared of him. I wouldn't give him that what he wanted. He says he's going to make me sorry later. You're dead of me, can you talk to him about Butch? Nah, să nu te, să nu-ți faci griji. One of these days, we'll figure out a way to get him back, okay? Okay. Bun, mai trebuie să vorbesc și cu ăștia. Hey, thanks for inviting me. Really cool party and everything. I know that, Butch and I give you a hard time, but you don't take that seriously, right? Anyway, happy birthday. Ok, aparent tipul ăsta nu e chiar așa de rău. Nu e nici bun, dacă zici că... dacă zice că ne face zile fripte. Not as cool as my party, though. Remember how my dad got Andy to do magic tricks? And we all played Hunt the Mutant in the atrium? Oh, right. You weren't invited to my party. Too bad, man. It was really fun. În locul tău n-aș fi făcut așa ceva, pentru că o să regreți asta, al dracu jego. Doar, deci, vezi doar tot ăla? Ia zi, vrei să-l mănânci, ce foame? Că ți-l bag pe gând, mă jur. Ok, ăsta bănuiesc că a rămas ultimul. Da, ok, aici o să fim cool guy, să zicem. It's really cool, did you fix it up for me? It's alright, seems kind of old. I hate it, how do I get it off? Well, he said my boy was a piece of junk. Ok, bă, mulțumesc, l-ați repar pentru mine. Some may think the A series is a bit basic, but I've always preferred them for their reliability. Thanks, Stanley. Don't mention it. Oh, yes, I almost forgot. Happy birthday. Not much, but I hope you like it. Frate, știi, acum hai să fim serioși. Câți oameni ar fi stat să repare ceva, să repare ceva pentru... bine, să zic așa. Ah, bun. Hai bă, că nu mai e nimeni de vorbit. Am vorbit cu toți. Mai puțin cu robotul ăla. Ok, bă, că s-a ridicat. Da. Știi că sunt lângă tine. Nu, pe bune, nici n-am auzit. Jonas is waiting for you downstairs on the reactor level. Go ahead. I don't think anyone will mind if you slip out for a few minutes.
Okay. Hai da. Stânga, dreapta, nici nu știu, nu contează. Oh, hello! Happy birthday, dear. Oh, hello! My goodness, I hope I didn't miss the party. Yeah, my dad made a true a great party, didn't he? I'm not a girl and I'm not fire, so stop calling dearie. Yes, I can, no. Ok, o să mergem cu prima, știți? Încercăm să fim cool guy totuși, chiar dacă ne băgăm ceva în tipi bad, adică încă încerc să mă țin puțin de gimmick-ul pe care am zis, dar nu chiar așa de mult, ok. Totuși o să încerc să, deci o să încerc să rezolv problemele nu prin bătaie, ci prin speech, prin vorbă. Wow, ești nebun. I can remember helping your dad change your diapers. Uhu. Look at you. A great big grown-up 10-year-old with your very old pit boy. Oh, da. Cu toții avem genul ăla de rudă care atunci când ai 10, 12, 14 ani, să zicem, sau de fapt nu neapărat rudă, ci cunoștință, când ai 10, 12, 14 ani și știi, nu ești tocmai mare și știi și tu asta, dar încerci să te, să te comporți și să pari cât mai matur și apoi vine una asta cu, oh, ce drăguț ești, cât de mare ai crescut tot, da, știi, 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 ciupești așa de obraz și, oh, uite, încearcă să pară serios, știi, parcă ți-o ce drăguț toată încrederea în tine. Și pe urmă, știi, mai sunt și aia care tu ai 18 ani și tot. Ce mare te-ai făcut! Cum merge, nu știu ce, ia zi, te dai și tu la fete, ceva, știi, ceva gen omul ăsta are 18 ani. Hai să-l întreb cum merge cu fetele și... În fine, ce să te aștept la bătrâni? De fapt, dacă stau și mă gândesc, în viziunea noastră, bătrânii sunt toți ramuliți, mă rog, aproape. În afară de câteva excepții pe care le cunoaștem așa mai bine. Dar în viziunea asta toți bătrânii sunt ramuliți. Și în viziunea bătrânilor, noi toți ăștia mai tineri așa suntem încă necopți la minte. Dar, mă rog, nu mă bag în detalii. Thank you, I will treasure it always. Is that all? Thanks, I guess, did you get me anything else? A poem, you've got a bikini. Ok, o poezie, ce drăguț. Of course. Run along now, dearie. And have yourself a wonderful birthday. Yay, sunt un mare tip al poeziei. Și atâtea poezii și chestii. Ok, pe unde trebuie să mergem? O să bănuiesc că nu pe aici. Ăsta cine e? The over puii mei. Clinică. Very hard. Ok, deci nu pe aici. Ok, îmi place cum merge asta stânga dreapta. Mă, mi-ai să mă duc downstairs, deci bănuiesc că pe aici, că în partea nu prea părea să mă duc, nu prea păream să mă duc așa drept. Ok, ia uite un negru. What are you doing down here, young man? Jonas. I thought kids weren't allowed down on the reactor. Da, hai, ta termină cu astea. I'm not a kid, I'm 10 years old. Kenny, Jonas, where's my Sprite present already? Oh, but that told me it was okay to come down here. Ok, I'm not a kid, I'm 10 years old. 10 years old, puh! Boy and everything. Look at that. If you can wait just one more minute. Dad will want to give you the surprise himself. Oricum mă grăbesc. N-am nimic mai bun de făcut. Dar știi, putea să mai zici și tu câte ceva. No, hai moșulane. Hai bătrâne. What kind of surprise? I don't like surprises. What kind of surprise? Gave you your pit boy. You're old enough to do some work. So, I figure you're old enough for this. Your own BB gun. Ooh. It's a little old, but it should work perfectly. Jonas found it down here. It was in pretty rough shape. It took us a good 3 months to find the parts to get it working. Hai da pui, mai 3 luni să faci un pistol să meargă. Oh, shit. Good thing Butch misplaced that switchblade of his. So, what do you think? Want to give it a try? Hell yeah! What do I get to kill? Ok, deci am... am un pistol. BB gun, mă rog. Where can I sh... Here? We can't shoot a gun here. We sure can't, unless we want the overseer to beat down the door. Jonas and I have found a place though. Ok. Aparent tipul ăsta a găsit un loc în care să încercăm pistolul. Bun, hai. M-am așezat mai comod acum. Deși probabil că am scos niște sunete foarte amuzante când făceam. Hai da. Well, what do you think? Down here and shoot anytime you want. Uhu. Thanks, Dad. This is so great. Thanks. Yay. Whatever. Shotgun would have been nice. Este ceva, nu contează. Un pistol e un pistol. În mâinile cui trebuie orice fel de pistol omoară.
Bun. E un fel de ceva, nu știu ce dracu e asta. Sincer, chiar nu știu. Chiar n-am nici cea mai vagă idee ce e un BB gun mai exact. Bun. Ole. Pot să trag în insecte. Aș putea să apăs pe V, dar mi-e lene. A, bănesc că știți ce e pe V, nu? Nu mai contează. Ok. Știi, nu cred că ar fi prea drăguț. Așa, bun. Tocmai ce voiam să zic, că nu cred că e prea drăguț să faci cuiva o poză care îmi dreaptă o pușcă la tine. Știi, și după aia să fie cea de genul... the perfect timing și să vezi așa glonțul cum vine către tine. Buia! As far as I can tell, you're a perfectly healthy 16-year-old boy. So yes, you have to go to class to take your goat exam. Go on now. Capra. You've got a goat to take. Woohoo! But I'm sick really. Anything I need to know about the goat? If you say so, Dad. Ok, vreau să văd ce e la GOAT. Generalized Occupational Aptitude Test. GOAT. Everyone here in the vault takes it when they're 16. Wow. Helps to figure out what sort of a job you'll have here in Vault 101 when you get a bit older. So, abia aștept să văd ce o să fac în nenorocirea asta deloc. We are born in the vault, we die in the vault. Nu fi așa sigur. Ups, spoiler alert. Spoiler alert. Puh, am stricat asta, damn it. Am o gumă. Aia, if you say so, that, hai să mergem. Și regulile sunt făcute să fie încălcate. Da. Do we have to die in the world? Can't we ever live? This red was even born in the world. That's not the way it works. And it won't do to go around asking questions like that. Especially not around the overseer. Okay, deci n-avem voie să părăsim locul ăsta. It's important. Sigur. So listen closely. Da. This vault, it's not perfect, I know. But it is your home. You're safe here. Stay on the overseer's good side and you always will be. You understand? You need to appreciate all you have. Because what's up there on the outside, that's not the life I want for you. And it's not what your mother wanted for you either. Da, așa că mai bine să stau ca un tip plictisitor ca tine. Aici. Știi ce, hai că am plecat. Mă duc să iau examenul. Tu vezi-ți acolo de treaba ta. You found a Vault Tech Limited Edition. The inscription on the base read, the smart man knows a bandage only hides his wounds. Your medicine skills has been permanently increased by... Oh, perfect! Oh, nu pot să cred. Bun, bine că am găsit chestia aia. Doamne ajută. Da. Bun, hai să vedem treaba noastră. Opa. It's smart now. Afraid I ain't got time for your fancy words right now. So beat it. Că mi-amintesc ce ai făcut acum și asta, dracu, nenorocit. Looks like you're having fun. Hey, it's not of my business. Ton of snakes, you guys are some kind of gank. Is that... What's going on here? None of your business, kid. Get out of here before you get hurt. Știi, deci, ideea e că ar trebui să evit asta, dar cum am zis, Amada a fost ce e prietena mea, așa că... Hai să ne vedem treaba. If you keep missing with her, the overseer is going to come down on your gang. Maybe you're right. We can deal with her later. You've gained karma. Yeah! Da. Mamă, ce-mi vine să-i fulul la un pumn în gura. No problem. Ok. That is. Bun, hai să ne vedem treaba. Mr. Broch, Mr. Crutch, eh? Oh, I'm feeling kind of sick, mister. Oh, sure, I'm ready. I bet I'll ace it.
you will, especially since it's multiple choice with no wrong answer. We'll start as soon as... Bun, hai să ne băgăm în... Ok, și unde trebuie să stau? Aici? Can I? Bun. Pam, pam, pam. Care dracu arăs așa? Ce? Aoleo. Iubesc răspunsurile astea. But Dr. Wooden that calls a parabolic destabilization of the fission singularity. Yeah, you up your stupid body, say nothing but bread and thereby pipe and hit the scientist in the head and knock him off. For all you know, he was planning on blowing up the vault. Say nothing but slip away before the scientist can continue his rant. Chestia asta iar fut-o în cap și sincer cred că asta aș face. Și nu prea sunt doctor, știi? Amputate the foot before the infection spreads. Scream for help. Medicine the infected area the best of your job. Și deci ce poți să-i faci? Sincer, decât să mă chinui, sau de fapt stai. Este the patient and merely observes the infection spreads. Bun. Ce aș face eu, sincer, în situația asta, în cazul în care aș vedea pe cineva cu ciupercă, pe cer care tot crește? Decât să risc ca ăla să moară? Pentru că asta se poate întâmpla. Mai bine tăi dracu piciorul și... Mă rog, rămâne fără un picior, dar măcar e în viață. Give the boy a hug and tell him everything about behavior, which is stolen property force, and leave the boy as punish. Pick the boy's pocket, take the stolen property for research, and leave to his fate. Lead the boy to safety and then turn him to the overseer. Bun, deci, dacă găsesc pe cineva care e, de fapt, un copil, de fapt, un băiat micuț, care e pierdut și care a furat ceva, ce fac? Știi, l-aș lua în braț, zice că e ok, pentru că, frate, până la urmă e un copil în puii mei. La ce te aștept să facă, să... Nu pot să... Ah, ok, hai, prima. Congratulations. You've made one of the ball 101 baseball teams. Baseball. Pitcher, catcher. None. You wish the vault had a soccer team. Și e football în pui mi. Bun, ce se întâmplă dacă mătamare te invită la ceai, dați două un pistol și să omori pe cineva? O ascult pe bătrână și îl omor pe ăla. Îi ofer cel mai de preț posesia ta pentru viața lui ăla. Îi cer bunică ta un minigun, că nu vrei să ratezi. Îi arunci ceaiul în față. Destul de greu, pentru că n-aș vrea să îi dau ceva pentru ce am eu, adică n-aș vrea să-i dau ceva de preț pentru un tip random. Adică până la urmă depinde, dacă ar fi un tip gen Butch, aș fi cea genul, dă-mi miniganul! Dar dacă ar fi, spre exemplu, băi, du-te și omoră pe amata, băi, știi, hai, tanti, na, uite, am 2 lei, ia, daci, ia, lasă-mi în pace. Dar nu e așa aruncat deloc, gen ceaiul. Probabil că... Hai să zicem că suntem băieți buni. S-a închis ăla, s-a închis un tip pentru bla 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 cum e așa. Use a bobby pin to pin the... Use a bobby pin to pick the lock. Așa, deci deschizi ușa, nu știu cum vine, cu bobby pin, folosind un bobby pin, mă rog, habar, da? Trade the vault, hold him for his cherry bomb and blow the door. Și pula mea.
Goes on retrieval is the best to walk away and let the old coat rot. Bun. Primul pentru că aș vrea să fiu puțin sneaky. Bun, am expus la radiații și mi-a crescut o mână în burtă. Și cum te tratezi? Te împuști. Dai o grămadă de doze de antimutagen. Prayer, rugăciune. Poate Dumnezeu... Da. Poate Dumnezeu te va ajuta. Removal, așa, să scoți chestia aia cu... Laser. Cred că mă duc pe 2 cu large doses of anti-mutagen agent. O să zicem că cineva are o bandă desenată pe care tu o vrei, cum o obții? Faci la schimb, nu faci schimb cu ce ai tu, o furi când îndrepti arma spre, adică știi, la menis cu arma, intri în casa lui ăla, o furi și pleci. Slips, nu, nu, așa, deci de mica cola, and take the comic book and his concussion, ok, să-l faci, mergem cu 3. Ok, deci vrei să-i faci o glumă lui Tactu, intri în baie și... Să pănești din Schengen, stăna de strălu, așa, deci faci în așa fel încât să fie inundație, pui o mini, nu știu cum se numește, nu neapărat mini, pui ceva artificii, explozii, pui explozivi, mă, în toaleta asta, clar, creează ceva haos, să intri în cabinetul de medicină și să înlocuiești pastilele de, nu știu cum se numește, high blood pressure, de presiunea sângelui, ceva, nu știu exact, cu pastile de zahăr. Asta e prea, prea de tot. Să schimbi asta, voltajul la lama de rasă să se electrocuteze la trebuitare. Dar vă dați seama că dacă ăla are o lamă ciudată, poate să-și fută o mai are tăietură, nu? Mergem, nebii, cu prima. Știi, să nu pățească nimic. Oh, wow, atâtea alegeri, ce aș putea alege? Cred că aleg 4, pentru că n-am mai suport. Yes! Woohoo! Cum poți să-l pici? Așa, hai că-i mă duc să-i dau ăsta. Hua. Thank God that's over. Come on, let's go get some lunch. Okay, hai la masă. I-am furat cana. What the fuck? I hope I did okay. Looks like the diner is going to get a new fry cook. I'll just say this once. Old ce? Mustard, extra pickles. Serios? Bucătar? Ce pula mea? Wow, that's all. What the hell is it? My dreams are finally coming true. What the fuck, mate? Bucătar? What if I just asked you, what is that about how you got stuck with your job? Can't be right. The stupid test got it all wrong. Ok, deci oricum ne-am pus la nimereală. Ha! Closer to reality than you might think. Listen, I was just as obnoxious at your age. I didn't take the goat seriously. And look where I ended up. Just between you and me. The whole team is a joke. Vesti degeaba. Oh, ok, perfect. Deci aparent pot să-l schimb. Bun, melee weapons, unarmed speech. Bun, am ceva puncte la medicină. Bun, oricum o să-mi scot ăsta de la speech, de la unarmed și o să pun la big guns.
precise weapon such as Fat Man missile launcher. No, de fapt nu. Small guns. A BB gun, assault rifle, combat shotgun. Astea, asta vreau să fie momentan prima dată și după aia o să punem și pe big guns mai încolo. Și aș putea să pun deci pe... așa... Și sincer, nu știu, aș putea să pun pe barter pentru... barter. Am nu melee weapons, o să pun pe speech, the speech skills governs how much you can influence someone through dialogue and gain success to information they might otherwise not want to share. Ok, deci ăsta e bun, am ăsta și m-aș duce pe lockpick ca să deschid chestii. Sau nici nu știu sincer, repair, science, nu mergem pe medicină. Și asta e. Ce medicină? Doamne, nu, pe lockpick. Mergem pe lockpick și asta e. Done. Bun, să trești. Acum hai să ieșim din clasă. Huu! Și acum ce? Bun. Încă 3 ani mai târziu. Huu, deja la 19 ani. Oh, hello, Amata. Și cam asta a fost-o și pentru acest prim episod. Eu am fost Cristi, până data viitoare, nu este să apăsați pe un de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să vedeți în continuare. Wow. Da, cred că mai este asta o dată, nu contează. Oricum, eu vă urez o zi bună în continuare. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest episod și vă mulțumesc și mai mult dacă ați lăsat și un like. Bye, bye.